Salut! Bine ai venit la Gânduri cu Tâlc! Sunt Camelia Tița, prietena ta și lucrez cu oamenii de 42 de ani ca profesor și ca psiholog. La Gânduri cu Tâlc astăzi vreau să-ți vorbesc despre carismă. Și sunt convinsă că ai auzit această exprimare, are carismă, este un om carismatic și poate te-ai gândit ce înseamnă, cum m-am gândit și eu până când am aflat și de ce acel om este carismatic. De ce spunem despre el că are carismă? Carismă sau caharismă înseamnă un talent, un dar dat de Dumnezeu. Un om carismatic este un om înzestrat. Oare ce-i face pe unii oameni să pară înzestrați și să fie niște prezențe agreabile, fermecătoare, care să inspire încredere, bunăvoință, care să semene o stare de bine în jurul lui și să ne dorim să fim în preajma unor asemenea oameni? Dragii, acești oameni carismatici au un lucru în comun. Sunt lipsiți de egoism și atenția lor nu este îndreptată pe sine, pe binele lor, să le fie lor bine, să urmărească niște lucruri, niște interese, ci atenția lor este îndreptată pe ceilalți. Adică se duc către ceilalți dorind să-i ajute, să le adauge valoare și să se dăruiască pe sine. Un om carismatic se simte pentru că este generos, altruist, binevoitor, zâmbitor, luminos și va face întotdeauna lucrurile pentru ceilalți. Sper să vă fie de folos și să vă gândiți când aveți oameni în jurul vostru dacă sunt carismatici, se încadrează în această categorie sau nu. Și dacă voi nu aveți în jurul vostru asemenea oameni, fiți voi unul dintre ei și vă asigur că veți avea mult de câștigat. Vă pup! Pa!